beau, să nu fie reclamă la... De jucat, dacă ar fi să o luăm de la capăt. Nu mai sunt ca altă dată acum. În fotbal s-a schimbat multe lucruri și diferența e foarte mică. Exact ca la tenisul, cum dacă ați văzut, sunt 100 de jucători, diferența e foarte mică de psihic, alte lucruri. Nu știu, noi ne dorim. În primul rând, eu vreau să le mulțumesc celor de acolo pentru invitația pe care au făcut-o sau ne-au făcut-o, nu? În încercarea de a reveni oltenii la putere. Eu cred că este bine această invitație față de noi, este binevenită și pentru jucătorilor, pentru că le pot spune jucătorilor, ne văd și pe noi, moșii ăștia de acum, care n-au trei picioare și n-au avut nici atunci, dacă ei au reușit, de ce să nu reușească ei? Nu? Deci eu cred că mesajul va fi clar și pentru ei și noi vom încerca să le fim alături, să-i îmbărbătăm. Pandurii este o echipă bună a campionatului românesc, a demonstrat-o și anul acesta, anul trecut, prin poziția pe care a ocupat-o în clasament, anul acesta, prin parcursul pe care l-a avut în Europa. Și ăsta este mesajul, că se poate. Uitându-se la noi, o să înțeleagă că se poate. Deci noi ne dorim, ne ducem acolo încrezători, avem o echipă bună. Sigur că întâlnim o echipă foarte bună, dar fotbalul orice e posibil. Nu cred că este atâta de problema de noroc, cât este de echipa de, este problema de valoare. Și Pandurii este o echipă valoroasă.
nu, nu se pot face astfel de comparații. Una e una și alta e alta. Craiova a fost o echipă frumoasă acum 30 de ani, Pandurii este o echipă frumoasă acum și ne dorim ca să aibă, să se apropie de gloria pe care am avut-o noi și succesul pe care l-am avut mai atunci. Incredibil. Incredibil. O viață de om. Da. Nu, nu, nu. E alt gen de jucător. Alt gen de jucător. Încă o dată spun, nu se pot face comparații, cum nu se pot face comparații Dobrin cu Hagi, cu Balaci. Nu. Fiecare echipă, fiecare jucător are timpul său. Fiecare, echipele potrivite, jucătorii potriviți la momentul potrivit. Atât și nimic mai mult. Să fac un meci bun. Până la urmă este o experiență internațională pentru fiecare dintre jucători. Asta se acumulează. Vedeți, rezultatele la nivel internațional se obțin foarte greu. Uitați-vă că sunt echipe de top care se joacă, chiar și Fiorentina. Din punctul meu de vedere, Fiorentina în acest campionat al Italiei este o pretendentă la titlu. De Roma, de Napoli, probabil de Juve, Inter. Deci sunt o echipă de top. Da. Trecut anii, ce să facem? Oricum, eu vreau să felicit echipa Pandurii pentru parcursul pe care l-a avut în competiție europeană, pentru parcursul pe care l-are în campionat și pentru parcursul pe care l-a avut în campionatele precedente. Pentru că este o echipă care a urcat de la an la an, a și crescut jucătorii, a și vândut jucătorii care joacă titular pe la echipa națională. Deci chiar o politică foarte, foarte bună din punctul meu de vedere. Foarte mult să facem o figură frumoasă, dar suntem conștienți că va fi foarte dificil. Întâlnim o echipă care vine dintr-o țară cu fotbal dezvoltat, ca Italia, și ne va fi foarte dificil. Dar suntem optimiști că putem obține un rezultat favorabil, un rezultat care să ne țină în continuare cu șanse, lupta pentru ocuparea unui loc pentru primăvara europeană. Ar fi o performanță fantastică a echipei noastre. Dar, mă repet, ne va fi foarte dificil. V-ați speriat ultimul rezultat al lor, 4-2 cu Juve, după ce au fost conduși 2-0? Am văzut și noi jocul. Probabil la pauză a aflat și ei rezultatul nostru din partida cu Botoșani. No,
Este o echipă puternică, este o echipă, știm foarte bine ce investiții se fac, ce contracte au jucătorii, nici nu putem face cea mai mică comparație. Sunteți neînvinși în Europa, v-ați mulțumit și negat? Am avut evoluții foarte bune în deplasare și sperăm ca și de această dată să ne întoarcem cu un rezultat favorabil, dar va fi ușor. Sunt și poși componenții ai Craiovei Maxima cu dumneavoastră, sunt ca un talisman, vor fi ca un... Sperăm să fie un imbol pentru jucătorii noștri, un talisman, prezența acestor jucători, foși mari jucători pe care eram puștani, acum nu ne vine să credem că sunt alături de noi și sunt oameni deosebiți. Mulțumim mult! Și noi sperăm să scoatem un rezultat bun de acolo. Ce vrea să dați 10 goluri în 2 goluri? Da, așa este. Deci noi trecem într-o formă bună. Am legat două victorii cu foarte multe goluri. Dar în Europa este altceva. Jucăm cu o echipă mult mai mare și nu se compară cu Săgeata sau cu Cotășeni. Care jucători de la ei te sperie? Nu mă sperie niciunul așa, dar sunt foarte mulți fotbaliști care au nume în lumea asta, în Europa, și ați văzut și dumneavoastră Gomez, De Rossi, jucători cu nume, Ambrosini, care nu mai au nicio nevoie de prezentare. Da, mă bucur pentru ei. Sperăm și noi să facem un rezultat mare și să aducem o bucurie suporterilor și tot, la toată lumea care este în gara. Go to hard game, but we want to take good results. Este Fiorentina cel mai puternic adversar din grupă? Yes, I think Fiorentina is the most strong country. They are in first place, and but we go and we fight, and I hope we can take winning or 1 point. Sunteți neînvinși în afară de Europa, în plinătate, care vă primiți un egal? I think it's not very bad if in Italia we take 1 point. So I think this result is good for us. Dar reușit un egal la care? Yes, it's good for Romania, but we are in very hard position. We have only 1 point, and I think it's for Steaua is very hard in this game. Voi sunt jucătorii Craiovei Maxima. De Cămătaru ai auzit? Cu voi, în delegație, sunt și jucătorii Craiovei Maxima, Universitatea Craiova. De Cămătaru ai auzit, de jucătorul Cămătaru, la fel de mare ca tine, era în vârf, în perioada 2006. I don't understand this question. Echipele din Italia s-au recunoscut că au avut o apărare. Thank you.
Tot e posibil. Ne ducem să facem un meci bun și să încercăm cel mai bun rezultat. Sunteți de înviși în afară, în Europa. Da, și știm că o să fie un meci foarte greu. Fiorentina e o echipă dintre cel mai bune din Italia, dar o să încercăm să facem un rezultat pozitiv. Am înțeles mega? Da. Circunstanțe care jucăm cu Fiorentina, cred că și un egal ar fi un rezultat bun. Familia te mă așteaptă, vei mai avea galerie? Nu, în Italia nu. E departe, nu. Nu acum... e prieten pe acolo care să vină să te susțină? Nu, nu, acolo nu. Da, nu, acolo nu. Te-au reușit un egal asta? Da, a reușit un egal. Cred că aveau ca obiectiv să câștig, nu a reușit. Sperăm noi să reușim joi cu Victor. Mersi. Da. Pentru un joc bun, cât plecăm după aeroportul din Craiova, nu pierdem, așa am văzut că în deplasările pe care le facem și în țară și afară, nu pierdem, așa că nu pierdem. Ne învingi în afară, la meciul de afară, dar mulțumim și un egal? Da, așa ar fi, mai ales că avem susținători care au făcut performanță și eu cred că vor da încredere jucătorilor de acum. Ei au pierdut atunci, dar s-au calificat. Nu, au bătut cu 3-1 la Craiova și au luat cu 1-0 acolo. Vorbim de meci de acolo. Noi vrem să fie calificare, ca și la ei. Și atunci Balaj mi-aduc aminte că și spunea, când am vorbit acum, am și spus, dacă trecem de Fiorentina, ajungem cu semifinale. Și s-a dus și la Benfica. Nu, nu, cred că acei jucători nu o să egaleze nimeni. Sperăm peste 3-4 ani de zile, cel puțin, cei care i-ați produsat să se apropie de performanța lui. Va fi greu totuși cu Fiorentina, că tot 4-2 Juve după ce a revenit pe sperie jocul lor, sau și dumneavoastră ați dat până la urmă 10 goluri în 2 meciuri. Da, dar e alt nivel de campionat. Nu ne adică nu se compară Botoșanu cu Juventus? Nu, fără să jignesc Botoșanu, e prima dată, a venit anul ăsta în prima divizie. Dar eu zic că noi nu avem nimic de pătut, Fiorentina are de pătut. Victoria Fiorentina e un avantaj? Orice... ar fi fost tot rău era, că dacă lua bătaie, s-a ambiționat să strice ce-au, să facă bine ce-au stricat și dacă era invers, era invers. Așa că noi nu avem ce pierde, noi trebuie să jucăm. Eu aș fi vrut Steaua să bată. Un egal e mai bun pentru noi decât pentru Steaua de aseară, dar Steaua va ajunge primăvară cu noi și ne vom califica și la Cupa Mondială. Ne-amintică, uite, el din mai bine să dea negativ. Primul și al doilea tur, zice, nu. E bine.